Hello! Am ajuns la Ikea și cumpărăm podea din asta pentru terasă, pentru balcon. E 50 de lei un pachet. Și am mai luat masă de balcon. Asta e 100 de lei. Și o pernă de asta de scaun. Scaune avem, pliabile, niște scaune, whatever. Vom vedea ce iese la final. Că vrem să facem drăguți, mai drăguți. Balconul. Uite-o, e gri. Și asta e de mama, ai văzut-o eu. Deci ne-am luat pahare de cocktail. E 10 lei unul. Și o tăviță de asta de mic dejun în pat, dar putem să o folosim și ca pe bază de suport. Da, mai să zic că putem să o folosim ca suport de stat pe laptop în pat. Vom vedea. Cheers! Ne-am luat și înghețată. Hello! Bună ziua! Ce e înghețată? Vanilie! Mă rog! Ce? Lapte! Situația actuală la reciclare. Bine că plătim un plus ca să nu meargă astea. Next stop, Kaufland. Cumpărături de casă. Deci am dat 400 de lei la Ikea și aproape 400 de lei la Kaufland pentru cumpărături de o săptămână, gen. Mă rog, mai mult sau mai puțin, pentru că am luat și niște chestii de casă, de curățenie, pe care nu le iei săptămânal. But still! Ok, deci... cam așa arată. Te înceapă la călcâi. Da, ok, acceptabil. Aici avem o problemă, pentru că ar trebui tăiate astea, dar nu avem cu ce să le tăiem. Și momentan nu... și gen de aici nu mai sunt. Important este să mergem așa, pe asta, desculți. Și să stăm mai confortabil și mai drăguți. Sunt niște improvizații, vă dați seama că nu ne pasă așa de mult, că nu e locul nostru. Cam așa arată rezultatul final, încropeala noastră de... Hai să ne punem și noi în măsuță cu scaunele astea prăpădite care erau aici. Și am mai luat pernuța asta, ca să fie mai comod. Dar chiar e ok. Deci chiar... este acceptabil. Acceptabil. N-am nimic de zis. Much better as before. Clar. Și astea, dacă le-am tăia și dacă nu le tăie, mai e. Acum avem unde să stăm seara și ziua. Dar ziua bate soarele toată ziua. Un vlog pe bază de mâncare. Încep și eu cam aici. Am venit la Bowls pentru prima dată și mă rog cu noi. Ce poveste? Vai, de ce meniu! Bine de știut! Hai să citim acum. O să întrebăm dacă au cheesy balls și o să luăm unul din astea, summer sau Indian, Italian, pardon. Și voiam arancino din ăsta, dar e doar marțea. Deci au venit băuturile. Dan s-a păcălit cu apă pe care o plătește. Poți să ai apă din partea casei, apă la filtru, dar el nu a făcut asta. El mi-a luat o limonadă care este nașpa. Nu place, gen, nu e limonadă ca lumea. For real, e mai mult așa apă cu aromă de căpșoane. A venit mâncarea! Acolo avem cheesy balls și aici avem Italian balls, că au zis că la summer dura prea mult, 40 de minute, și arată foarte bine. Haideți să vedem și cum arată. E foarte cheesy, pare foarte bun. Sunt foarte curios de sosul ăla, și ăla pare foarte bun. Ce n-ai vă fac? Haide. Cu mâna.
Chiar că ce zi? Îmi place. Un sos de iaurt. Next. Aici avem al doilea preparat. Italian asta, balls. Clar nu cu mâna. Și am luat de vită, nu? Da, de vită este. Hai să vedem și o părere. Îmi place mult. Îmi place mai mult decât bine, asta e main course, ăla e side. Bun, deci trecem pe mâncat și revenim după. Aproape am terminat. Deci ne-a plăcut. Sosul ăsta de la Cheesy Balls are chimen. Deci dacă nu vă place chimenul, să știți că are o aromă intensă de chimen. Așa mult ți-a plăcut? Am plătit pentru ea. Gata, am venit la mașină, am terminat. Totalul a fost, cât a fost? 94? 94 de lei. Putea să fie 84 de lei, nu? Doar că plătit Ana pe aia de 10 lei, că putea să bea apă gratis. Deci n-ai cerut bine, trebuia să ceri apă la filtru. Și el a zis o apă. Și normal că ea nu i-au dat apa gratis. Apoi și dar da, a fost bun. Nu suntem nici eu, nici Dan, nu suntem fani chiftele și de-astea, carne tocată așa, stilul ăsta. Dar ne-a plăcut. Adică erau bune, aveau alt gust decât chiftele mamei de acasă. Erau mai fenzimenzi așa. Ne continuăm drumul. Aia sunt saci cu sticlele de apă de reciclat. Ne continuăm drumul la Mat House. Căutăm niște scaune mai confortabile de balcon, pentru că pe ce stăm acum nu sunt cea mai bună variantă. Și intrăm până în Mat House să vedem dacă e ceva interesant. Deci am venit la reciclare, colectarea ambalajelor reciclabile. E prima oară. Merge repede. Nu mă așteptam. Și până acum nu a refuzat nicio sticlă. Dar miroase aici, nu vreți să știți. Miroase a coit. Oribil miroase. Și vreau să vedem la final ce ne dă plată, bon. Să iei saci înapoi, că după și te evoluzim. Hai, apăs pe plată, da? Da. Gata? Da. Și ce facem cu asta? Mamă, dar mirosea... Ce faci? Mirosea urât rău. Da. Le numără, fii atent, uite, 30. Sigur, pet, cred că sunt de alea mai mari, 7 de alea mai mici și 2 doze. Și deci cu ăsta ai valabilitate voucher 12 luni Lidl. Și doar la Lidl. Da. Ok, nice. Și oare doar la Lidl ăsta? Că scrie aici adresa? Vrei să întrebăm? Nu cred, nu știu ce să zic despre asta. Cred că... Am ajuns la apartament și vreau să vă arăt o comandă de la farmacia Tei. Întrucât, să știți că din luna ianuarie eu n-am mai luat chestii. Vreau să zic că știți că am pe YouTube un vlog în care am și zis că îmi fac skincare stock așa pentru tot anul. Mai am produse, doar că acum am rămas fără niște chestii. Liniștește, Ioana, că nu știi să vorbești. Am rămas fără niște chestii și am zis să dau o comandă, că... Eu acum stau și la București și la Pitești. La Pitești există farmacia Tei, dar aici, nu știu, mie e mai simplu, mai aproape de mine și am dat aici comanda. Și sunt produse, da, sunt produse pe care trebuie să le iau înapoi cu mine la Pitești.
așa că hai să vă arăt. Am luat și pentru la București și pentru la Pitești anumite chestii. Let's see what we've got here. Am luat șervețelele mele preferate umede, Huggies. Mulțumesc verișoarei mele, că datorită ei le-am descoperit. Apoi am mai luat gel de curățare intimă. Tot încerc. Acum am luat lactacid și am luat unul pentru aici, unul pentru la Pitești. Apoi am mai luat șampoane de păr pentru că rămâneam fără și am luat două și la fel am zis să încerc, vedem ce mai e pe piață și ce merge. Am luat unul de la Bioderma pentru păr cu tendință de îngrășare și unul de la această firmă, Clorei, nu știu cum se pronunță, tot oily hair, bla bla bla. Și am să las unul aici, unul la Pitești. Apoi am luat un balsam de păr pentru că nu mai am la Pitești, adică nu o să mai am încă rând. Și am luat de la firma asta, Monday, conditioner with shea butter. We'll see. E mare, deci ok, o să-mi ajungă. Am mai luat o apă de gură. Asta e de la o firmă care era redusă. Era în campaniile promoționale de luna aceasta. O pastă de din Sensodyne. Asta vi l-am arătat. Am mai cumpărat un gel de curățare facială, am luat unul din ăsta mai ieftin de la Garnier și tampoane absorbante. Cam atât. Cam atât, dar m-a costat 300 de lei. Cred tot că 200, aproape 300 de lei. Oh, da, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Așa, și mai am ceva să vă arăt. Mai am o punguță. Am comandat de pe EMAG pudră pentru față, pentru că nu mai aveam și a venit foarte drăguț, a venit într-o punguță de genul, mă rog, într-o cutie pe care am aruncat-o și mi-am luat pudra asta pe care o folosesc de când lumea și pământul, Stay Matte de la Rimmel London și era promo, mă rog, promo, am dat 40 de lei pe pudră și pe un lip stain de la Maybelline, nu, tot de la Rimmel London. N-avea cum să fie de la altă firmă, că gena, erau set. Și asta pare interesant, că are două capete, nu știu exact care e treaba cu el, dar nuanța pare o nuanță ok să te dai la serviciu sau on a daily basis, așa. Nu e pretențioasă și cred că o să-mi placă, o să-l testez mai încolo. Și da, asta voiam să vă mai arăt și vouă.